Vom găsi prieteni, televiziunea lucrează și ea de cele mai multe ori cu narațiunea și poate că e o după-amiază sau un gen de emisiune în care e posibil, în care ne permitem să aducem istorii vorbite, istorii trăite, istorii adevărate, repovestindu-le și reinterpretându-le, deși firul istoriei este singurul posibil, adevărul și cronologia. În 1981, pe străzile din Botoșani, dimineața, puteau fi întâlnite cu litere mari de o șchioapă, scrise cu cretă, câteva sloganuri anticomuniste. Sigur, întreg aparatul securității a intrat în alertă. Din două județe, Botoșani și Suceava, au început căutările, tot felul de expertize grafologice. Se spunea că ar fi vorba despre un adult singuratic, adult cultivat. Într-o foarte scurtă vreme, în aproape o lună de zile, a fost, prin delațiune firește, descoperit că era vorba despre un elev de 16-17 ani, pe numele său Mugur Călinescu. Și de aici povestea începe și nu o să vă spun singură și nu până la capăt, ci cu invitații mei de astăzi, lector universitar dr. Loredana Cuzmici, profesor care predă studenților un curs special de literatură română, teatru și film, și cum e textul și reinterpretarea textului. Bine ați venit, mă bucur să fiți alături de noi, și cu Marius Oprea printr-o legătură prin Zoom. În câteva minute ne vedem și cu domnia sa. De altfel, nu? Marius Oprea, dragă doamnă Loredana Cuzmici, Marius Oprea a descoperit în arhivele securității și a publicat pentru prima dată în acea carte minunată 6 feluri de a muri, această poveste a lui Mugur Călinescu, eroul despre care n-am fi știut niciodată. Dacă nu l-am fi avut pe Marius Oprea. Exact. Sigur, mulțumesc pentru invitație. E într-adevăr un subiect la care țin foarte mult și e un subiect pe care mă bucur că am reușit să-l introduc în programa academică, într-un curs la nivel de masterat. Chiar dacă predau literatură română, e firesc să mă duc și spre domeniile înrudite. Istoria e inevitabilă și obligatorie. Și, desigur, teatrul și filmul, pentru că ne ajută și arta ca să ne cunoaștem mai bine. Ați spus că e un subiect cu virtuți literare, pe de o parte, că de aceea a existat din acest subiect și un spectacol de teatru și un film tipografic majuscul, poartă numele, Gianina Cărburariu și Radu Jude. Dar de ce? Pentru că simt o nuanță subiectivă, afectivă. De ce ne interesează acest personaj, Mugur Călinescu? Pentru că era un copil atunci când a îndrăznit să-și manifeste libertatea. Într-o lume în care, evident, libertatea era îngrădită, el a avut curajul acesta pe care cei mai mulți dintre adulți nu și-l permiteau. Și nu e întâmplător nici titlul lui Marius Oprea din volumul său, da? Hainele regelui, pentru că în inocența lui a putut merge până la a-și risca viața și până la a produce toată catastrofa asta din punctul de vedere al miliției și al securității, desigur, pentru că ei nu-și imaginau doar că ar fi fost un adult foarte cultivat, ci chiar o echipă, da? Un grup de oameni, o rețea care... Ce puteau citi oamenii dimineață în Botoșani în septembrie 1981? Ce îi speria pe muncitorii de la șantierul unde pe acele panouri vedeau cu litere de o șchioapă scrise cu cretă albastră? În scrisuri dușmănoase, nu? Cum să cer libertate, cum să cer pâine, cum să cer sindicate... Da, sindicate libere, trimițând la Polonia, iată, în 81 Polonia era văzută ca un model social de un tânăr din Botoșani. Lucrurile ce știm despre acest tânăr? Elev la liceul Laurian. Un copil meritos, un copil cu rezultate bune la învățătură, un copil care nu a făcut probleme nici acasă, nici la școală, prin urmare intra cumva în categoria elevului model. Cu atât mai mult cu cât luase treapta cu notă mare, treapta a doua, și cei din generația trecută, din generațiile trecute știu ce însemna acel examen, iar mama, pentru a-l recompensa, i-a cumpărat, probabil dintr-un shop, da, pe dolari cumpărați,
un radiocasetofon cu care tânărul asculta Europa Liberă și Vocea Americii. De aici pornește tot. E un scenariu de film, dintr-o dată. Ce s-a întâmplat mai departe? Iată, a avut curajul să se documenteze altfel, nu? Știm prea bine că bibliografiile erau strict supravegheate și cu atât mai mult accesul la informațiile acestea care n-aveau ce să caute la nivelul populației largi. Ori copilul acesta cu nivelul de înțelegere al vârstei sale, da, la 17 ani totuși, a priceput mai mult decât întreaga societate românească, mă rog, la suprafață cel puțin. N-a discutat cu mama sa, chiar dacă l-a prins mama o dată sau de două ori făcând asta, a evitat sau foarte discret a vorbit cu prietenii, colegi. Prin urmare, ei l-au delaționat, se pare? A înțeles pe cont propriu că lucrurile sunt nefirești în România, deși el nu avusese parte de experiența firescului până atunci. Da? Se născuse într-o lume totalitară, crescuse așa. Dar a înțeles ce mult înseamnă să fim conectați la informația corectă. Iată, ce mult înseamnă, pe de o parte, să fim conectați la informația corectă, ce mult înseamnă să avem acces la informația corectă, să o căutăm, să ne o livreze o carte precum cea lui Marius Oprea sau precum cele ale lui Marius Oprea. Dumneavoastră aveți asta, prilejul să o faceți cu studenții dumneavoastră, profesori în clasă de asemenea, și să urmăm șirul narațiunii, cum spuneam. Mugur Călinescu este prins, anchetat, nopți, zile în șir. Se fac ședințe din acelea extraordinare în marile săli de sport ale liceelor. E înfierat cu mânie proletară, e certat, e amenințat cu expatricularea, cu școala de corecție și... E izolat, mă rog, prietenii, profesorii îl acuză că le-a riscat inclusiv lor liniștea comunitară, nu? Și, bineînțeles, e chemat în mod constant la securitate să dea declarații, să mărturisească dacă a mai știut cineva despre faptele lui, dacă mai avea parteneri în situația aceasta, da? Și inocentul singuratic, da, a îndrăznit să spună că hainele împăratului sunt nimic, da, sau că împăratul e gol și să scrie pe pereți ceea ce unii nici nu îndrăzneau să citească sau să gândească. Deși lumea era cea pe care ne-o amintim. Cred că tocmai vârsta și pregătirea lui au fost factorii principale aici. Pentru că ulterior, desigur că regretul e sincer că i-a provocat supărarea aceasta mamei. Da. Și se vede din declarațiile copilului că nu s-ar fi gândit că lucrurile vor ajunge așa departe. El spera cu siguranță să-și păstreze anonimatul, dar să trezească lumea. Și drama totală e atunci când în 2 ani copilul se îmbolnăvește, e diagnosticat cu o leucemie și în alți 2 ani se stinge chinuit pe unul din spitalul Sfântul Spiridon din Iași. E o dramă totală a familiei întregi, a lui personală, și iată că exemplul acestui copil, caracterul splendid, nu a fost model și încă nu e model nici după ce a fost descoperită sau redescoperită și publicată drama. Aici urmăm noi. E datoria noastră să venim spre generațiile tinere de astăzi cu astfel de istorii. Da? Și evident, povestea lui Mugur Călinescu are potențialul și simbolic și spiritual ca povestea Anei Frank. Deci pentru societatea noastră, pentru cultura noastră, pentru istoria noastră, da? Acest copil, practic, rămâne așa ca o lumină în istoria înnegurată a comunismului, pentru că a avut, iată, puterea aceasta să strige, să clameze libertatea pe care și-o doreau mulți, fără îndoială, dar erau îngenunchiați de frică, nu?
Un om neîngenunchiat, un mare curajos al timpurilor noastre. Marius Oprea, bună ziua, bine vă văd. E o onoare pentru noi. Amândouă aici în studio vă admirăm și vă citim cărțile. Și această emisiune în memoria lui Mugur Călinescu, băiatul din Botoșani, că toți suntem TVR Iași aici regional, ar trebui repovestită de fiecare dată și e și luna mai. Așa când, când s-a născut pe 28 mai, da, Mugur Călinescu. Ar trebui predată la școală, după părerea mea. Asta era întrebarea. De ce nu se află în manualele de istorie povestea lui Mugur Călinescu? Nu avem nici măcar un manual de istorie a comunismului care să se predea în școli, din nefericire. Există un manual alternativ pe care l-am făcut la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, dar el este opțional. Din nefericire a existat această preocupare explicabilă cumva din perspectiva faptului că România a fost condusă 10 ani de un fost activist comunist de la Iași, Ion Iliescu, prim secretar, între altele. Ori nu a existat nici cel mai mic interes din partea autorităților de a face lumină cu privire la comunism. Până în anii 2000 arhivele au fost practic închise. Și toate aceste povești, pentru că aș vrea să vă spun, povestea lui Mugur Călinescu nu este una singulară. Arhivele fostei securități ascund zeci, sute de mii de asemenea povești, pentru că fiecare dosar personal al unui om urmărit de securitate și au fost, dacă nu mă înșel, 1.200.000 de oameni care au avut dosare de urmărire informativă la securitate, este în sine un roman, am putea spune. Dar totuși destinul lui Mugur Călinescu este cumva singular. Atât prin tragismul cu care el se încheie, cât și prin această lecție de curaj de-a dreptul nesăbuit, am putea judeca chiar prin prisma zilelor de astăzi. Dar... Mugur Călinescu pot să judec cumva foarte pertinent faptele, pentru că Mugur Călinescu era la vremea respectivă este cu un an și șase zile mai mic decât mine, dar eram și eu tot în clasa 11-a, ca și el atunci, în 1981. Bineînțeles că și eu gândeam într-un fel așa, am făcut și eu mici acțiuni, să zicem. În să zicem, limit. Cam toți, mai mâzgâleam prima pagină, da. Făceam mustăți, ochelari, coarne lui Ceaușescu, da. Eu am făcut, am fost odată de servici pe liceu și mi s-a distribuit revista Astra ca să o împart în clase și era un bust al lui Ceaușescu realizat de sculptorul Ion Jalea și am tăiat tot ce scria sub bust și am lăsat numai Jalea. Și așa am părțit acele reviste. Deci aia a fost revolta dumneavoastră. Era să mă coste și pe mine exmatricularea, dar este un nimic față de ceea ce a făcut Mugur Călinescu. Muncitorii de la acel șantier, de la Casa de Cultură din Botoșani, au fost pur și simplu șocați în dimineața zilei de 13 septembrie anului 1981 să găsească acele înscrisuri cu creta. A fost alertată imediat securitatea, au venit acolo, nu știau prea bine ce să facă, să șteargă, să lase. Au mascat cumva, au fotografiat și apoi au șters. De îndată tot aparatul de securitate s-a mobilizat. Din acea zi, din ziua de 14 septembrie 1981, s-a declanșat alarma. Primul sosit la fața locului a fost un locotenent polonel, Costache Bosânceanu, care era șeful serviciului de înscrisuri periculoase din cadrul securității din Botoșani. El i-a raportat imediat comandantului Constantin Hulubaș și s-a mobilizat practic întreg efectivul securității pentru a reuși să îl prindă pe făptuitor. N-au reușit. A mai durat încă practic o lună. Mugur Călinescu a fost surprins scrind cu creta asemenea lozinci precum cele pe care le-ați evocat, în scrisuri dușmănoase socotite de securitate. De fapt, vrem libertate, vrem pâine, nu mai vrem să stăm la cozi, vrem sindicate libere și așa mai departe.
erau scrise pe trotuar, pe ziduri, pe acele panouri de la multele șantiere de construcții dintr-un Botoșani aflat și el în plină sistematizare. Oamenii au apucat să citească, mulți dintre ei, pentru că în scrisurile apăreau întotdeauna seara târziu și fie că ieșeau de la schimbul 2, fie că mergeau dimineața la schimbul 1, mulți au apucat să citească asemenea înscrisuri și tot orașul comenta. Securitatea, cum v-am spus, intrase în alertă, s-au mobilizat toți cei din Inspectoratul de Securitate de acolo, n-au reușit, au mobilizat, bineînțeles, și miliția, erau patrule pe toate străzile care împânzeau Botoșaniul, așa au și reușit să-l prindă în cele din urmă în flagrant. Cu creta în mână, cu creta albastră în mână, pe elevul Mugur Călinescu, da. Elementul uneltitor. Da. După 32 de ani, da? Vă ascult. Ce m-a șocat în aceste acțiuni ale securității este că în încercarea de a-l depista pe autor, după ce psihologul securității Costache Bosânceanu făcuse acel portret robot despre care ați vorbit, după care e vorba de un om adult, cultivat, adult, da, o persoană adultă cu pregătire intelectuală, au fost și ei șocați să vadă că era vorba de un copil în cele din urmă. Dar până să ajungă la această constatare absolut surprinzătoare pentru ei, securitatea luase probe de scris de la numai puțin de 80.000 de oameni din Botoșani și din împrejurimi, oameni care făceau naveta la Botoșani la serviciu. Vă dați seama ce muncă infernală pentru tot aparatul de securitate. Ce jale, ca să spun așa, ce jale pe securiștii. Da, da, da. Și ce surprindere a fost pentru ei să constate că cel care îi pusese pe jar era un copil, pentru că avea 16 ani, Mugur. Un elev minunat de la liceul Laurian. După 32 de ani ați făcut investigații. Nu mai învăța chiar atât de bine la acel moment, trecuse prin șocul despărțirii părinților lui. La securitate s-a spus chiar cumva în apărarea lui că poate și șocul separării părinților lui a contribuit la această radicalizare a lui, dar nu era vorba de așa ceva. Mugur Călinescu pur și simplu era o conștiință vie, aș putea spune, într-o lume cu totul și cu totul amorțită. Amorțită în primul rând de frică. Frica era cea care domnea practic în întreaga Românie, la fel și în Botoșani, bineînțeles. O frică care a făcut ca gestul lui de curaj să pară cumva inimaginabil, greu de crezut. Pur și simplu, șocul a fost unul extrem și pentru profesorii și pentru colegii lui Mugur Călinescu. Nu-și puteau imagina că un băiat atât de liniștit a fost capabil de un asemenea gest. Bineînțeles, aș vrea să vă spun că am discutat cu foști colegi ai lui de clasă și prieteni. Pentru că, să știți, cei care au fost prieteni au rămas prieteni și în continuare. Și îl admirau cu toții. Îl admirau pentru curajul lui. Da, dar știți că și în epocă a mai existat și vorba aceea, admirați-l, adulați-l, dar nu-i urmați exemplul. Știți foarte bine. Da, da. Fiecare mamă s-ar fi putut teme pentru copilul său, deși cu toții trăiam în niște cuști. Mama lui, Rodica Ontaru, a trăit un adevărat șoc. Am citit cu sufletul la gură, dacă vreți, toate relatările discuțiilor care au avut loc între ea și fiul ei în casă, mai venea deseori și tatăl, Mihai Călinescu, trimis de securitate să-și aducă fiul pe calea cea bună. Discuțiile erau deseori purtate în contradictoriu, pentru că Mugur Călinescu continua să-și apere punctul de vedere și să susțină că n-a făcut decât să spună adevărul. Iată. După 32 de ani în căutarea... Părinții încercau să-l tempereze pentru că cred că erau cumva mai conștienți decât el că securitatea îi poate urmări și acasă. Păi, și asta se și întâmpla. Iar anchetele săptămânale...
sunt fidel reproduse după stenogramele discuțiilor care aveau loc în casă. Securitatea a profitat la un moment dat de faptul că Mugur era la școală și mama lui vânzătoare se afla la serviciu și au montat microfoane în întreaga casă, inclusiv în bucătărie, unde se purtau majoritatea discuțiilor și unde în genere se ascundeau românii să discute între ei câte ceva, să comenteze câte o emisiune de la Radio Europa Liberă. Dacă avea o ceașcă de nechezol, cine își mai amintește? Da. Domnule Marius Oprea, dar după 32 de ani ați urmat aceleași investigații, pentru că anchetele săptămânale ale lui Mugur Călinescu la Securitate însemnau o ceașcă de cafea aproape silit să o bea. Asta este și mâinile sus, da, cu mâinile ridicate, să stea cu mâinile în sus ore și ore în fața unor becuri strălucitoare. Diagnosticul de leucemie? Aici, dacă vreți, cumva n-am reușit să dovedim aceste lucruri. Vorbit cu mama lui, doamna Rodica Untaru, Dumnezeu să o odihnească, în mai multe rânduri și în cele din urmă am reușit să luăm legătura și a acceptat să vorbească cu doi colegi de-ai mei pe care i-am trimis special la Botoșani în cursul investigațiilor legate de cazul Mugur Călinescu și ofițerul de securitate, fostul locotenent Dumitru Sârbu, cel care după ancheta la Securitate s-a ocupat de supravegherea lui Mugur Călinescu până când acesta a terminat liceul. Și până la patul de spital. Așa. Da. Locotenentul Sârbu a negat, bineînțeles, că ar fi fost vorba de așa ceva, de o otrăvire a lui Mugur Călinescu. N-am avut dovezi nici în ceea ce privește relele tratamente la care el ar fi fost supus la Securitate. El spunea acasă, totuși, că securiștii se poartă bine cu el. Nu a invocat bătăi sau brutalități din partea securiștilor. Dumitru Sârbu mi-a părut... cum să spun, cumva și el sincer șocat de destinul tragic al lui Mugur Călinescu, astfel încât dacă s-a întâmplat ceva, înclin să cred că acest locotenent de securitate, pe atunci și el, destul de tânăr, s-a implicat. Sârbu se ocupa de, în general, de controlarea elevilor din liceele din Botoșani. Și nu știu în ce măsură s-ar fi luat o asemenea decizie la nivel înalt. Este posibil, dar totuși Mugur Călinescu nu reprezenta, nu mai reprezenta cel puțin după momentul prinderii sale un pericol major pentru sistem. Această poveste cu un potențial, dacă vreți, artistic, potențial scenografic, dacă vreți, a fost exploatat de câțiva scriitori din Botoșani, de Gianina Cărburaru, cum spuneam, de Radu Jude, s-au făcut filme. Da. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră din celelalte acțiuni de dezgropare. Știu că nu mai aveți fonduri, s-au încheiat. L-am dezgropat și pe Mugur Călinescu. Știm asta, da. Da. Dar urmează acum, vreau să vă întorc sau să aflu ca un jurnalist, să ne întoarcem la ceva concret din prezent. Continuați săpăturile? Undeva în Caransebeș, spuneați? O să plecăm la Botoșani în 23 mai. Deși, să zic așa, nu mai suntem susținuți de la nivel guvernamental în investigațiile noastre, așa cum s-a întâmplat din nefericire și în timpul lui Traian Băsescu, când am fost înlocuit din funcția de președinte al Institutului, fiind preferat domnul Vladimir Tismăneanu, investigațiile arheologice au ieșit din câmpul de preocupări al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, ceea ce mi se pare o aberație, pentru că trebuie să pornești întotdeauna de la victimă. Chiar și din punct de vedere judiciar vorbind. Bun, concret. Deci, veți urma, veți continua săpăturile? Cu ce bani? Cum faceți? În 23 mai plec alături de echipa mea în urma sprijinului primit de la Fundația Doina Cornea și continuăm investigațiile la Caransebeș, unde am găsit deja și am decopertat o parte dintr-o groapă comună, unde am găsit până acum 8 schelete, probabil ale unor țărani morți în anchetele din sediul comandamentului securității, care se afla
la 20 de metri de locul în care am găsit această groapă comună, în spatele clădirii. Cu siguranță vom afla istoriile acestor... cercetările noastre. Cu siguranță vom afla din viitoarele dumneavoastră cărți despre istoriile acestor uciși, acestor eroi. N-aș vrea să închei fără să vă spun despre Mugur Călinescu. Noi am reușit în cele din urmă să îndeplinim dorința mamei sale și în 17 mai 2017 am exhumat corpul lui Mugur Călinescu. Nu vă spun că am trecut atunci prin sentimente absolut contradictorii și tragice în fond, pentru că peste Mugur Călinescu fusese înmormântată mama sa, moartă cu 2 ani înainte de acțiunea noastră de exhumare, pentru care am obținut aprobarea abia în 2017. Am trimis la analize probe din trupul lui Mugur Călinescu, nu s-a putut face dovada unei otrăviri, la fel nu s-a putut face dovada unei iradieri. Deocamdată acestea sunt concluziile, nu s-au putut face analize mai aprofundate spectrografice, pentru că ele costă foarte mult și parchetul militar ne-a spus că nu are fonduri pentru așa ceva. Astfel încât mulțumim, Marius Oprea. Da, e adevărat, nu putem face celelalte analize, dar putem rămâne cu această excepțională narațiune despre o conștiință vie și astăzi, ce ar trebui să existe în manualele de istorie școlară, de istoria românilor. E adevărat? Da, așa este. Mulțumim foarte mult și așteptăm cu nerăbdare următoarele dumneavoastră cărți și să ne revedem cu bine. Succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim mult! Iată această bucurie pe care am avut-o de a-l revedea pe Marius Oprea și de a înțelege trăirile lui de cercetător pe teren. Fără îndoială că... Întâlnirea cu gropile. Mult contează aici și fibra de artist. Marius Oprea e și scriitor, e și poet și... Cu siguranță că dacă unii dintre scriitori visau pe vremuri să conceapă procese verbale în loc de romane, iată că unii istorici fac din domeniul lor narațiuni de felul acesta. Adică sunt scrise bine și ajung altfel la public. Vorbeam astăzi prin câteva mesaje pe care le-am schimbat. De la Magda Ursache am aflat că Gelu Dorian a scris o carte pornind de la această istorie a lui Mugur Călinescu. De asemenea, un alt scriitor din Botoșani. Constantin Iftime, da. Constantin Iftime, Copiii sălbatici. Spuneam despre piesa de teatru, de spectacolul de teatru al Giannini Cărburaru, de filmul lui Radu Jude. Toate acestea înseamnă că sunt undeva ne-au emoționat profund, nu doar pe artiști, ci și pe privitori. Iar în articolul dumneavoastră din ziarul Timpul spuneați că de nu vor citi destui din cartea lui Marius Oprea, 6 feluri de a muri, despre această dramă a lui Mugur Călinescu. Poate vor vedea filmul sau vor vedea spectacolul de teatru. Mai ales filmul, pentru că teatrul, din câte știu, nici nu mai e astăzi în vreo stagiune, da? Piesa a și făcut parte dintr-un proiect, dar filmul în sfârșit, după ce a fost lansat anul trecut în condițiile pe care le știm cu toții, iată, un ghinion în plus pentru destinul acesta postum al lui Mugur Călinescu, dar... anul acesta, iată că poate fi vizionat și... Și e un film tip document, cu imagini de epocă? Eu am încercat și anul trecut și anul acesta, pentru că de 2 ani am inclus în programa cursului de la master acest subiect, să văd reacția studenților mei. Într-un fel văd eu filmul, în alt fel îl văd ei. Care n-au cunoscut acea epocă. Cum? Da, poate și de asta, dar paradoxul e că e mai copleșitor pentru cei tineri. Mereu îmi spun că nu le vine să creadă. Chiar așa a fost? Deși e cu documente chiar, de epocă. Chiar da. Până aici să meargă stupiditatea și demența unui aparat represiv? Da, pare incredibil, pare ficțiune, nu-i așa? Ori, din păcate, se confirmă încă o dată că
regimurile totalitare se bazează pe astfel de tehnici incredibile. Ieșim din distopia regimului Ceaușescu, cea pe care am trăit-o ca pe o realitate copleșitoare, și suntem în legătură directă cu Sergiu Ciocoiu, colegul nostru, care ne povestește, are o întâlnire cu artistul fotograf Florin Ghenade. Mâine va fi o frumoasă expoziție, un frumos vernisaj. Bună, Sergiu! Bună, oameni, bună tuturor! Vorbeai cu Marius Oprea despre trecut și despre dezvăluirile trecutului care trebuie, mă rog, aduse la lumină. Tot dezvăluiri, într-un fel, se întâmplă și la această expoziție care, cum ai spus, va începe de mâine. Florin Ghenade încearcă să dezvăluie ceea ce nu spun arborii. Expoziția e despre proiectul Arbor Bătrân. E o colecție, am putea să-i spunem colecție, ok, s-a vrut cu o colecție cu dimensiunea mai degrabă a unei mici arhive, în orice caz subiectivă, adică curatoriată de către mine, în fine, de portrete nocturne ale arborilor bătrâni din România. Cum ți-a venit, Florin, această idee? Toată lumea fotografiază în macro flori, pistile, bărbăteștele, stamine, dar mai puțin s-au gândit să surprindă această lume tainică vegetală noaptea. E o poveste mai scurt, mai lungă, de fapt. Pe scurt, practic, ideea a venit așa, la intersecția unor mai multe căutări și interese. Unul din ele ținând și de un aspect tehnic, doar ce începusem la un moment dat să lucrez pe plan film. Plan filmul e un format mare al filmului care e de o calitate incredibilă și în care poți citi mai multe detalii, ca să zic așa, decât ai putea chiar să vezi cu ochiul liber. Acest plan film, trebuie să le spunem telespectatorilor, că este de mii de ori mai fidel, mai dens în rezoluție decât cel mai dens aparat fotografiat. Este într-adevăr un mijloc de a surprinde, de a păstra imaginea, și cu toate acestea ai folosit și timp de expunere mari și ai avut și probleme legate de iluminare. În primul rând, nu mai e de mii de ori mai calitativ și mai tehnologia a ajuns la niște rezoluții și, în fine, sunt aparate incredibile care surprind cam aceeași rezoluție la momentul acesta. Totuși ai ales o variantă analogică. Am ales o variantă analogică pentru că eram obișnuit, lucram pe film. Nu o să intru în detalii acum pe mereu disputa film digital, dar fac amândouă parte din munca mea. Plan filmul fiind atunci o achiziție recentă, precum spuneam, multe detalii, multă informație, s-a potrivit mănușă cu subiectul ăsta, ca să zic așa, are o dimensiune epică și într-adevăr a necunoscutului, a legendelor pe care poți să le descoperi, în fine, o lume pe care nu o surprindem în viața noastră cotidiană de zi cu zi. Și atunci m-a ajutat în felul acesta să pot vorbi de fapt puțin și despre procesul fotografic și despre dinamica ei. Pentru că fotografia e ceva care arată, care se ocupă cu lumina și cu suprafețele care sunt luminate. E ceva ce vezi, dar e mereu se întâmplă, de fapt, fotografia la dinamica asta între umbră și lumină, între ce vezi și ceea ce nu vezi. Și asta mi-a permis o analogie cu subiectul, bineînțeles, al arborilor bătrâni. În fine, pot fi multe povestite pe zona asta. Revenim la expoziție și la epitetul de epic. Putem spune că întreaga expoziție este epică pentru că, dincolo de aceste exponate, tablouri, cei care vor veni să vadă expoziția vor putea să se uite și la filme, un soi de making-of-uri. Sigur, sigur. Aici ar trebui să pomenesc meritul, în primul rând, a Galeriei Posibile, prin Matei Câlțea, Alexandra Manole, dar nu numai, cu care am colaborat pe acest proiect și care a avut
aportul lor a fost de a contextualiza această serie de câteva zeci de fotografii, de aceste portrete nocturne pe care le-am făcut eu. Și ce înseamnă a le contextualiza? Adică a le plasa exact într-un context mai larg al înțelegerii publicului, să atingă discuții conexe despre ecologie, despre istorie, despre artă, despre asta pe de-o parte. Evident, eu bucurându-mă de chestia asta, deoarece, precum spuneam, împlinirea fotografiei este să arate lucruri, iar fotografiile din proiectul Arbor Bătrân sunt jumătate negre, ca să zic așa, și ar putea exista un oarecare sentiment de frustrare, pentru că mereu vrei să știi mai mult. De fapt, e unul din cheile de citire ale acestor fotografii, că acel negru, noaptea, el atât ascunde cât și dezvăluie un anumit potențial de informații. Da, de mâine începând, timp de 2 luni, această expoziție Arbor Bătrâni vă va aștepta să descifrați nespusele negrului. Este Florin Ghenadi, o expoziție inedită atât prin felul în care este realizată, cât și prin maniera prin care artistul s-a gândit să surprindă cele nespuse de negrul arborilor bătrâni. Rămâneți cu bine! Mulțumesc, Sergiu, mulțumesc, Florin Ghenade, notați-vă, originar din Roman, un artist care a documentat timp de 6 ani arborii bătrâni din România, din pădurile de la din Delta până în Maramureș și acasă la el, firește, în cetatea Romanului. Mai avem o expoziție, de asemenea o puteți viziona. Steliana Orășanu ne invită chiar acum. Diafanometrie și practic constă în anumite picturi realizate pe suport transparent. Expoziția reunește mai multe stiluri și genuri artistice și practic ceea ce le unește este suportul transparent. Ne aflăm într-o expoziție de artă contemporană care în fapt este o imensă instalație. O instalație în care vom avea parte și de un moment performativ, dar care tratează bula în care ne aflăm cu toții. O bulă transparentă în care ne vedem unii pe ceilalți, dar cu toate acestea nu vedem ceea ce se află în jurul nostru. Această expoziție face parte dintr-un proiect expozițional care se referă la experimente care le-am făcut cu studenții în decurs de mai mulți ani cu diferite generații de studenți. Ne aflăm la a treia ediție a acestui experiment. Pentru mine, mingea aceasta transparentă reprezintă lentila ochilor noștri, prin care noi vedem lumea, cum văd eu acum din interior. Eliberați din bula noastră și deja arată a timpuri normale, nu vi se pare? Studenții s-au întâlnit, expun instalații, avem vernisaj mâine, lansări de carte. Suntem liberi de vreo 30 de ani de a ști ce să facem cu asta. Mai spuneți-mi despre cursul dumneavoastră și despre studenții care percep sau nu textul și reprezentarea lui?
Nu e vorba doar de filmul lui Radu Jude, da? Exact. În general, caut să văd în ce măsură cărți ale literaturii române au fost valorificate în alte arte și, desigur, ne bucurăm să constatăm că cinematografia face mult bine literaturii române. E o realitate, se ajunge mai ușor la filme decât la cărți și, în ciuda opiniei generale că temelia rămâne cartea, eu cred că e bună și varianta inversă. Unii pleacă de la film și, fiind fascinați de poveste, de personaje, ajung ulterior la carte, ceea ce nu e deloc puțin lucru. Iată că un dialog real al acestor arte chiar se petrece. Și de la, nu știu, Victor Iliu până la Radu Jude, avem o grămadă de regizori care au făcut un mare bine literaturii române, inclusiv în perioada comunistă, când știm prea bine că nici cinematografia nu își permitea să îndrăznească prea multe. Să treacă de linia de cretă. Aveam nevoie de acest cuvânt al dumneavoastră, că da, se poate porni și de la film către carte, atunci când filmul este o operă în sine, bine articulată și cu potențialul său de înțelepciune și de emoție. Și totuși cărțile sunt partea fundamentală, inclusiv a profesiei dumneavoastră. Ați publicat deja Generația Albatros, vă ocupați de carte, de scris, de colaborați cu diverse reviste. E iarăși un subiect pe care nu l-am putut dezvolta decât fiind foarte atentă la contextul istoric. Și fake news-ul nu se vede doar în viața socială, fake news-ul se vede și în istoria literară, să știți, pentru că se preiau așa, se contaminează istoricii, criticii unii de la alții, fără să meargă la documente, și se perpetuează câteva informații care în fond sunt eronate. De pildă, eu în cartea mea încerc să lupt cu ideea asta că albatrosiștii au fost toți de stânga. Asta e opinia unanimă. Toți au fost de stânga, că era acolo o redacție, da, dacă ne referim la revistă, în care coabitau, bine mersi, și legionari și neuții. Ați adus vorba fără a ști exact ce urmează. De fiecare dată prezentăm cărți, noi apariții. Ați spus despre faptul că se perpetuează lucruri neadevărate, fake news. Și circula o vorbă cum că, da, generația anilor 30 a literaturii sunt praf și pulbere, iar Petru Ursache a spus pulbere de aur. Ar fi împlinit sâmbătă exact 90 de ani maestrul, magistru Petru Ursache, un mare profesor al Iașilor, estetică și etnologie. L-ați avut, profesor? L-ați cunoscut? Am făcut un curs de estetică cu domnul profesor, da, în anul al doilea. Îmi amintesc toată căldura dumnealui din anfiteatru și emana așa un soi de lumină care această s-a imprimat lumină, cu siguranță generațiilor care l-au avut. Această lumină încearcă Magda Ursache să o transmită, reeditând toate aceste, editând lucrările sale care au rămas nepublicate. Iată, istorie, genocid, etnocid, ediția integrală. E o muncă extraordinară pe care Magda Ursache reușește să o realizeze și de multe ori am spus, Magda, e posibil că dacă trăia bătrânul, nu scoteai atâtea cărți cât ai reușit tu să scoți. Bursa de iluzii, în nume propriu Magda Ursache, un roman. Carte pentru minte, inimă și, wow, spune doamna Magda Ursache, literatură. Am invidiat-o mult pentru titlul acesta. Este foarte minunat.
Adevărat, editura Eikon, cele mai multe dintre ele. Ridică-te gir, ridică-te crainic, și ăsta e un foarte bun titlu. De altfel, Magda Urstache are un temperament de jurnalist și reușește să spună lucrurilor pe nume. E puțin insurgentă, neliniștită, dar cu atâta dragoste față de magistru Petru Urstache, încât, da, pulbere de aur rămâne. Sâmbătă ar fi împlinit 90 de ani și cu siguranță ar fi avut multe să ne spună. Mai spun de asemenea că Magda Urstache la editura Eikon scoate cel mai nou roman scris acum în 2020, chiar despre vremurile în care trăim astăzi, cu pandemie, cu îndrăgostire, cu fake knowledge, fake news. Magda Urstache, Ars Expectandi, Arta Așteptării. O sacoșă de cărți am primit de la Magda, mulțumesc mult și cândva ne vom revedea într-o emisiune. Întâi trebuie să mă pun bine la punct și să le citesc. E adevărat că trăim cu acest scop, că era o vorbă, nu? Scopul vieții e să ai un scop. Suntem ceea ce citim, suntem ceea ce vedem, suntem ceea ce ascultăm, nu? Mugur Călinescu asculta Europa Liberă, a înțeles de acolo ce trebuia să înțeleagă și nu a fost prizonierul acelor emisiuni pe care le avem în filmul lui Radu Jude, da? Tot spectacolul acela de suprafață pe care îl mai vedem și astăzi, din păcate, prin Coreea de Nord, de pildă, da? Minciuna asta oficializată pe care cei mici, cel puțin, o înghit ca pe un adevăr și așa cresc lumi strâmbe. Dacă n-au avut norocul să fie precum mama mea, care ne-a plesnit așa. Chiar am luat-o atunci când fratele meu a venit de la școală și a spus: mama mea este tovarășa Elena Ceaușescu. Jap! Atunci, mama ta. Ei, asta e să ai, cum să spun, norocul informațiilor importante. Profesorul de la școala, de la Liceul Eminescu, profesorul de istorie, doamna Olga Diaconu, ne spunea: fetelor, acum scrieți. Și scriam ce era oficial în manualul de istorie, acum nu scrieți. Și ne spunea varianta reală, adevărată. Asta e. Unii dintre noi am avut și noroc să primim în brațe cărțile potrivite. Ce a schimbat pentru dumneavoastră? Care a fost momentul să vă alegeți această profesie și să vă dedicați cărților? Nu ceva știu, trebuie să fi fost. Cred că au fost mai multe momente. Eu însă mi-am trăit 12 ani în comunism. Eu însă mi-amintesc cu frisoane de orele de informare politică. Eram elev internist, stăteam la cămin, prin urmare chiar eram în bulă. În bula comunistă cu totul. Și le spuneam și studenților mei, cărora le-l prezentam pe Iliade zilele trecute, de felul în care stăteam la coadă pentru cărțile lui Iliade, Cioran Ionescu. Eu habar n-aveam la 12-13 ani cine erau respectivii, dar era o emulație în tot orașul, încât am trebuia stat să luăm cărțile respective. Da, nu știu să fac altceva. Nici noi nu știm să facem altceva decât să ne raportăm la istoriile adevărate, să rămânem cu conștiința cât de cât trează, cât de cât vie, și să facem, să ne căutăm, da, scopul în existența noastră ca unic scop. Mulțumesc, Loredana Cuzmici, semnalez de asemenea și revista Timpul, apărut în varianta aceasta nouă, numărul 2, acolo unde găsiți și articolul doamnei Loredana Cuzmici despre Mugur Călinescu, eroul de 16 ani, cel pe care n-avem voie să-l uităm. Mulțumim mult! Mergeți la film și citiți cărți. Mersi mult! Mulțumesc, doamnă!